Masterclassul internațional de cânt bizantin de la Iași a continuat astăzi cu prezentarea susținută de Evanghelia Spiracu despre tradiția corului în arta psaltică, liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine. Participanții s-au bucurat și de cursurile practice de interpretare psaltică susținută de Panagiotis Neochoritis. De asemenea, conferențiarul universitar Maria Alexandru a susținut cursul Imne închinate Maicii Domnului. Urmând tradiția edițiilor anterioare, evenimentul îmbină cursurile practice cu prezentări teoretice, astfel încât cursanții să beneficieze de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar în limbile engleză, greacă și română. În cadrul celei de-a 14-a ediții, conferențiază personalități de renume internațional. De asemenea, timp de 4 zile, are loc și un curs de muzică răsăriteană cultă.